Tocmai mi-am luat badge-ul, legitimația mea de vizitator. Așa începe aventura noastră în sediul Facebook din Londra. Acesta este cel mai mare punct tehnologic al companiei din Europa. Sunt și foarte mulți români aici, aproximativ 100 de români, și îi și vom cunoaște pe o parte dintre ei. Dar până atunci mergem să-l salutăm pe ghidul nostru de astăzi, care, ghiciți ce, este tot român. Haideți să-l cunoaștem. Ah, bine venit! Bine, te-am găsit! Deja mă simt ca acasă, pentru că m-am întâlnit cu câțiva români până să ajung la tine și abia aștept să văd câți alți români mai sunt aici. Alexandru Voica face parte din echipa de comunicare și marketing a companiei. Stă de 2 ani în Londra și este unul dintre cei aproximativ 100 de români care lucrează aici. Aceasta este zona de parter. Avem tot felul de săli mari de conferințe. Chiar acolo, în fața noastră, avem o sală unde primim startup-uri din toată Europa. Oameni care vor să-și expună ideile aici la Facebook și vor Exact. Iar multe dintre inovațiile dezvoltate de startup-uri cu ajutorul Facebook au fost implementate chiar în cadrul companiei lui Mark Zuckerberg. Aproape toate centrele de date sunt întreținute, spre exemplu, cu energie solară, în timp ce căldura generată de servere este folosită pentru a încălzi casele din apropiere. Ce interesant este că am avut zeci de jurnaliști din toată lumea care au venit aici, dar este prima oară când avem o televiziune în România. Și prima oară când vorbești și tu în sfârșit românește cu cineva care vine să facă un tur. Exact. Biroul din Londra a fost deschis în anul 2007. Spațiul de aici a devenit între timp un important punct de dezvoltare pentru echipele de ingineri. Aproape o treime dintre angajați are acest rol. Avem inginerii din care se ocupă cu Workplace, WhatsApp, avem ingineri care lucrează la sistemele de ads, avem ingineri care lucrează la infrastructura Facebook-ului, este cel mai mare birou de inginerie din Europa. Tehnicile care stau la baza sistemelor inteligente de distribuire a reclamelor de pe Facebook, suportul tehnic al tuturor platformelor deținute de companie și instrumentele bazate pe inteligență artificială și realitate virtuală sunt doar o parte dintre sarcinile inginerilor de aici. Super! Ce avem noi aici? The Facebook Wall. What's on your mind? Zona asta vrea să fie o reprezentare fizică a spațiului de newsfeed din Facebook. Deci când deschizi Facebook-ul, primul lucru pe care îl vezi, sau unul dintre primul lucru pe care îl vezi, este newsfeed-ul, unde sunt toate pozele, videoclipurile, postările de la prietenii tăi. Și unde Facebook te îndeamnă să postezi ceva. Da, evident. Și peretele ăsta vrea să fie o reprezentare a newsfeed-ului, unde toată lumea care vine aici în Londra poate să scrie ideile, părerile. Facebook are birouri de dezvoltare în 70 de orașe din întreaga lume și aproximativ 45.000 de angajați la nivel global. Cele mai mari birouri sunt în Seattle, New York, Dublin și Tel Aviv, iar sediul central este în Menlo Park, din Silicon Valley. Aici își desfășoară activitatea o bună parte dintre angajați. Mulți dintre cei care lucrează acum în Londra sau în orice alt birou al companiei au trecut inițial printr-un stadiu de pregătire în Statele Unite. Am observat că fiecare perete, fiecare colț al clădirii este diferit, are o altă poveste. Da, ce este special pentru clădirea asta este că pe fiecare perete avem o operă de artă de la artiști locali din Londra. Invităm un artist pentru 5-6 luni, stă aici, înțelege, află mai multe despre Facebook și la sfârșit lasă o operă de artă. Deci clădirea asta practic este un muzeu de artă locală. Când Facebook s-a mutat aici, am găsit tot felul de încăperi de genul ăsta pe care le-am recondiționat și încăperea asta, de exemplu, am transformat într-o mini sală de repetiții pentru cei care vor să cânte la chitară, la pian, la tobe. Aceasta este un ecran interactiv pe care angajații îl folosească să găsească diferite sale de conferință unde trebuie să ajungă. Ideea e că, de exemplu, dacă alegi o anumită încăpere, îți spune cum să ajungi acolo, de unde ești. Deci e un fel de Google Maps al... Exact. Și așa am găsit drumul către sala de mese. Găsim și vreun preparat românesc aici? Da, în zona aceea cu mâncăruri exotice, în fiecare săptămână aduc bucătari și feluri de mâncare din anumite țări din afara Angliei. Și țin minte că acum câteva luni a fost mâncare bulgărească și la scurt timp a fost mâncare românească. Și de obicei încearcă să aducă mâncărurile de sărbătorile naționale ale țărilor respective. Și putem să mâncăm și noi acum, aici? Da, bineînțeles. Hai să vedem ce am.
suntem aici cu Maria, cu Erdal și pe Alex, îl știți deja. Suntem la al treilea fel de mâncare, nu prea m-am mai putut opri de când am început. Și dacă vă vine să credeți, marea lor problemă aici este că au prea multă mâncare. Maria, ce mi-ai zis mai devreme? Da, avem foarte multe dulciuri. Nu mă pot abține, așa că mai am dulciuri în continuu. Este o luptă continuă. Da. Să le pun în față așa, știi, și sta pregătoare acolo și ce zic, măcar una, hai că încerc. Erdal Ibrahim este din Constanța. A terminat ASEU-ul în București și a lucrat mult timp în zona financiară, iar de aproape 2 ani conduce una dintre cele mai importante echipe de ingineri a companiei Facebook, aici, în Londra. Sunt manager al unei echipe de ingineri software, ca să spun așa pe simplu. Lucrez cu aproape 20 de oameni din întreaga lume. Am colegi din America de Sud, din Europa, din Asia, oameni de peste tot. Cum sunt văzuți românii aici? Suntem văzuți bine, suntem percepuți foarte, foarte ok. Uite, de exemplu, la biroul ăsta din spatele meu stă un tip din Brazilia. Lângă el cred că e un bulgar. Aici un italian. Acolo avem un portughez, un polonez și un croat. Contează că sunt eu din România și ei sunt, deci ăștia suntem. Maria Gioca este Data Analyst. Conduce diverse proiecte de cercetare pentru Facebook în Europa, Orientul Mijlociu și Africa. Este printre primii români angajați în sediul din Londra. Eu am fost foarte surprinsă să descoper când m-am la angajare că Mark are o sesiune de întrebări și răspunsuri în fiecare săptămână cu angajații, în care oricare dintre noi îi poate pune o întrebare live. This week, Wenjing Wan from Infrastructure Eng on the FB app messaging team is going to come up and why don't you tell us about what you fixed? Thank you, Mark. All right. Ce ți-a rămas în cap din tot ce ți-a spus Mark vreodată prin intermediul acestor discuții? Faptul că obiectivul nostru este să construim comunități, să-i ajutăm pe oameni să intre în contact în jurul lucrurilor care contează pentru ei. Același lucru ni l-a spus și Dana Muntean, o altă româncă. Se ocupă de dezvoltarea și promovarea platformei Workplace by Facebook în Marea Britanie și Europa de Est. Rețeaua socială este folosită acum de companii globale pentru a crea legături strânse între angajații lor din întreaga lume. Românii aici sunt văzuți ca niște oameni harnici, deștepți. Colegii mei sunt uimiți cât de șmecheri suntem, cât de descurcăreți și mereu când au interviuri și află că cineva vorbește română, mereu îmi povestesc despre candidat și spun că, uite, sper tare că vom mai avea pe cineva în echipa noastră din România sau Moldova. La fel ca Erdal, Maria și Dana, sunt alți aproape 100 de români aici. Mi-ar fi plăcut să aflăm mai multe despre sarcinile lor zilnice, dar au fost destul de rezervați în declarații. Munca lor este confidențială. Am aflat însă că aproape toți angajații sunt mari fan Game of Thrones, iar o parte dintre sălile din clădire poartă nume inspirate din celebrul serial. You know, nothing, Jon Snow, Lannister always plays his bets. La finalul turului am vrut să vedem unde se odihnesc angajații atunci când stau peste program. Aici doarme cineva. E cineva și aici. Ne-am convins că se muncește mult la Facebook și este de înțeles și de ce. Compania este evaluată acum la aproximativ 160 de miliarde de dolari. Se confruntă însă cu un deficit de imagine. Mulți utilizatori au renunțat la conturile lor după scandalul Cambridge Analytica din anul 2018. Mark Zuckerberg a fost nevoit să ofere explicații atunci, inclusiv în fața Senatului American. Iar situația nu a fost clarificată nici acum. Facebook mai are de înfruntat și competiția. TikTok prinde tot mai mult la tineri. Este rețeaua socială cu cea mai rapidă creștere a numărului de utilizatori. Peste 500 de milioane de useri în doar 3 ani.